Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Oradea, un spectator nenorocit a furat borcanul cu donații de la un concert rock. Borcanul cu donații de la un concert rock. Mă rog, amator, un profesionist ar fi furat de la un concert de manele. Vorba e altă, știi? Ai greșit concertul, băiatul meu. Cum mă să iei, mă, de la rocker, mă, borcanul aia? Avea un borcanel, pentru că era un borcanel mic. Monede. Bun, a fost un concert organizat într-o grădină, în grădina unui imobil, zice, grădina unui imobil. Ok. Fără bilete de intrare. Mamă, săraci. Asta e următorul pas de la... Hai, nu vrei să vii, dau o bere dacă vii la mine la concert. Banii se adunau, deci, într-un vas special. Deci nu e borcan, e vas special. Da, e borcan tip murături, de la probabil mine. Mediu. Potrivit organizatorilor, s-au adunat vreo 6-7 mii de lei. Acum eu mă întreb câți din banii ăștia erau, de fapt, puși deoparte de băieții din trupă. Ai văzut întotdeauna când sunt... Da, pui ceva acolo să nu fie gol. Da. Începe să cânte pe stradă, pune este... o pălărie și ce să vezi, sunt deja acolo câteva monede de ceva de câte puterea exemplului. Da. Ban la ban trage. Da. Bun. Și spre seară, când vasul era plin cu bani, un bărbat s-a apropiat de zona respectivă, a luat borcanul plin cu bani. Run. Bun, și așa am dat puțin I Will Nation la Europa FM. Așa, da. Dar tristețe mare, tânărul a fost surprins de două camere de supraveghere. A fost surprins, filmat, deci va fi prins în curând. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.